Undeva prin clasa a șaptea, după vreo lună și ceva de școală, mi se alătură un nou coleg. Mă uit mai bine la el și recunosc imediat. Era Dumitru, ăla de care scăpase în cap prin urechile acului după ce îl bătuse pe frasul. Mă salvase Bebeto. Înainte să începem, răspunsul la quizul de săptămâna trecută era A, 3 roșii. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Ce am desfăcut cu ogea la poartă? A, alternatorul, B, electromotorul sau C, radiatorul? Lasă răspunsul repede în comentarii, ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum să trecem la poveste. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, v-am explicat în câteva dintre clipurile precedente care era ierarhia în școala generală pe timpul meu. Erau șmecherii suprem, băieții de băieți, cei din fruntea lanțului trofic, care nu aveau rivali. Aici îi includem pe bătrânul, Pardalian și încă 2-3. Unii erau praf la bătaie, dar erau plini de lovele, cum era bătrânul. Alții erau din familii cunoscute și știau să dea și cu pumnul, cum era Pardalian. După ei urmau bătăușii școlii. Cei care nu aveau bani, nu aveau spate, cel puțin la nivelul băieților de băieți, dar te rupeau cu bătaia, frate, te băteau ca pe covoare. Acum și ăștia se împărțeau în două categorii. Cei care se luau de tine fără motiv, ăștia intrau și în categoria golanilor și de obicei erau cățelușii celor ca bătrânul, le mai aruncau și lor câte un os să-l roadă, și cei care își vedeau de treaba lor și nu reacționau decât atunci când nu aveau un cotro. Acolo mă încadram și eu. Mai erau golanii, fraierii și tocilarii. Pe lângă toți ăștia, mai exista o categorie, cei care aveau bani, dar nu cât cei ca bătrânul, știau să se bată, dar nu ca bătăușii școlii, erau prieteni cu șmecherii supremi, dar nu erau cățelușii lor și nici golani. Această categorie era respectată de toată lumea și de obicei nu aveau probleme cu nimeni. În această categorie intra și Menghină și Diliu. Și undeva prin clasa a șaptea, după vreo lună și ceva de școală, mi se alătură un nou coleg. Mă uit mai bine la el și recunosc imediat, era Dumitru. Ăla de care scăpase în cap prin urechile acului după ce îl bătuse pe frasul, mă salvase Bebeto. Dacă n-ați văzut povestea, o găsiți pe aici, pe undeva pe sus. Și treaba era relativ proaspătă, încă mai mirosea, se petrecuse înainte de vacanța mare. Bă, Miți, ăla-i Dumitru, mă? Da, mă, a rămas ea repetent. Dacă e ceva, te bagi, da? Mă, ba, cum să nu? S-a luat de tine? L-am bătut pe frasul până în vacanță. A vrut să mă bată, dar s-a băgat Bebeto și am scăpat. Da, mă, dar mai vorbește cu asul, cu cineva. Nu cred că-l dovedim. Nu se bagă fricoșii ăia, poate cu Diliu să vorbesc. Bă, și-a trecut vreo săptămână așa și n-a fost nevoie să vorbesc cu nimeni. Ăsta aș vedea de treaba lui. Era un băiat de treabă și după ceva timp s-a împrietenit cu mine și cu Asu. Mai vorbeam una alta cu el, ne mai povestea câte ceva și nici prost nu era. De câțiva ani lucra pe șantier, el își întreținea familia și așa rămăsese repetent de 4 ori. Dar anul ăsta era diferit, împlinise deja 18 ani și dirigal anunțase că nu se mai poate înscrie de la anul dacă rămâne iar. Și nici alocație nu mai primește. Și pentru el și familia lui conta bănuții ăia, chiar dacă pentru alții erau doar 2 lei. Înainte să continuăm, am mai primit o tabletă grafică de la Gaumon. Fiți atenți la ce urmează, pentru că la sfârșit voi pune o întrebare și unul dintre voi va câștiga vechea tabletă. Bine, e ca nouă, am folosit-o doar o dată când i-am făcut review. Dar hai să vedem ce am primit. Tableta se numește Gaumon PD 156 Pro și la fel ca precedenta este o tabletă grafică. Tableta are 15,6 inci, deci e destul de mare, are o rezoluție de 1920x1080, creionul are 8192 de puncte de presiune și are 2 butoane customizabile. Față de precedenta tabletă, aceasta vine și cu un stand, foarte util din punctul meu de vedere. În cutie mai găsim o mănușă pentru desenat, se poate purta și pe mâna stângă și pe cea dreaptă, plus manualele de utilizare și cabluri. Creionul nu are nevoie de încărcare, încă un mare plus, este foarte ușor și natural de desenat cu el. Tableta este destul de ușoară, are o grosime de doar 12,5 mm și cântărește doar 1,3 kg. Puteți să o luați oriunde cu ușurință. De asemenea, în cutie găsiți și o husă de protecție, încă un plus față de tableta precedentă. Creionul are și un pen holder, în interiorul căruia găsiți încă 8 capete de rezervă, mai mult decât suficient. Găsiți în descriere link-uri către EMAG și alte site-uri de unde puteți să o cumpărați și unde găsiți descrierea completă. Tableta are 9 butoane customizabile pe care le puteți seta cum vreți, ca diferite shortcut-uri, cut, copy, paste sau space, enter și orice altceva folosiți de obicei.
Tableta este practic un monitor pe care puteți desena, deci puteți să o folosiți și ca un al doilea monitor. După ce instalați driverele, din software puteți seta sensibilitatea creionului, seta butoanele customizabile și multe altele. Uitați aici un mic exemplu de ce puteți crea cu ajutorul ei. Nu sunt eu cel care desenează, eu sunt praf, frate. Dar totuși m-am străduit să fac și eu ceva simplu. Uite aici. Eu chiar m-am distrat desenând cu ea. E destul de simplu. Chiar simți că desenezi pe o coală de hârtie. Ai impresia că în mână chiar ai un creion, frate. Totul se simte natural. Dacă doriți o tabletă profesională, la un preț mai mult decât decent, vă recomand această tabletă. Aveți link-uri în descriere către eMag și alte site-uri de unde o puteți achiziționa cu încredere. Și dacă ați ajuns până aici, m-am decis să fac cadou tableta precedentă, Gamon PD1161. Tot ce trebuie să faceți pentru a avea o șansă este să fiți abonat public la acest canal și să răspundeți la următoarea întrebare. Câți inci are tableta? Atenție! Răspunsul trebuie să fie în următorul format. Tableta are puncte puncte inci. Orice alt răspuns, gen X inci, nu va fi luat în considerare. Vă doresc succes tuturor și acum, înapoi la poveste. Și făcea tot ce putea să lipsească cât mai puțin de la școală, să nu fie exmatriculat. Și eu cum deveneam cel mai bun prieten al noilor veniți, și cu puține excepții și colegul lor de bancă, excepțiile fiind Nike și Popa, am început să stau și cu el în bancă. Două zile stăteam cu Asu, două cu Dumitru și una cu Miții. Și după vreo lună așa, mă prietenisem destul de bine cu el. Se înțelegea bine cu majoritatea, cu toți în afară de Diliu, Menghină și Nike. Ăștia se cam luau de toți în perioada aia. Le clocoteau hormonii în vene. Și de când îl aveau și pe Nike în gașca lor, era și mai rău. Nu mai aveau frică de nimeni. Chiar și eu trebuia să mă feresc câteodată de ei. Asul lor din mânecă era Nike. Ăsta avea ca 1,90 m și 75 de kg. Pe lângă unul ca mine de 1,70 m și 50 de kg, era uriaș. Dar până la urmă mi-am luat inima în dinți, m-am uitat fix în ochii lui și i-am zis: "Hai mă să ne batem dacă ești mecher." Vă spun eu povestea altă dată. Important e că l-am pus la punct și Liu și Menghin au rămas fără scut. N-avea cine să-i mai apere. Acum să nu vă gândiți că dădeau serios în mine. Era mai mult o joacă așa, ne înțepam unii pe alții, dar eu înțepam mai tare. Cu alții era altă treabă, în special cu Dumitru. Aveau boală pe el. Poate conta și faptul că ăsta era mai mare și îl transformaser în sac de box. Una e când te iei de unul ca Kitzerman, de 40 de kg, și alta când te iei de unul cu 4 ani mai mare. Și brandul cât piciorul tău. Se simțeau masculi alfa, liderii haitei. De ce îi lași să dea în tine, Dumitre? Ce să le fac, Gigi? Îmi fac probleme pe urmă. Bagă puțin fricanii, prea tăia de prost. S-ar tos pe mine pe urmă. Mă bag și eu, mă, îl iau și pe Miții. Miții era mai mic, frate, dar în afară de Nike, mătura podeaua cu ei. Plus că în afară de cei de genul lui bătrânul, nu avea nimeni tupeu să se ia de el. Nu, Gigi, mersi. Băi, îți matriculează pe urmă. Păi nu, pe bune, mă, așa în joacă cum fac și ei. Cum îi prindem, cum îi troznim. Bă, și în următoarea săptămână s-a răcorit Dumitru. Eu cu Miții îi țineam, Dumitru i-ar dea la ficăței. Băgase frica în ei. Mă refer la Nike și Menghină. Cu Diliu era altă treabă. Eu și Miții puteam să-l mângâiem în joacă, era altceva. Dar Dumitru nu putea și nici noi nu puteam să-l ajutăm. Diliu era vecin cu bătrânul și alți băieți de băieți. Și oftica de situație că ceilalți doi nu se mai luau de Dumitru, a început Diliu să se ia de el de 3 ori mai mult și să dea de 5 ori mai tare. Cum îl prindea, i-a aruncat picioare în cap, cum îl înjura de mamă folosindu-și cuipatul, tot ce putea. Dumitru nu zicea nimic, primea tot ce îi se dădea și își vedea de treabă. Asta până într-o zi, când l-a înjurat Diliu de sorsa. Diliule, mai ușor mă că nu mai țin cont de nimic. Te dreacu mă, boschetarule. Și trage o palmă peste față. Dumitru reacționează pentru prima dată cu un picior la MS-DOS. A rămas ăsta mască, toată clasa a început să râdă. Dai mine, prostule! Și ia scaunul de la catedră și de cât poate peste spatele lui Dumitru. Bă, acum oricât de rezistent ar fi fost ăsta, n-avea cum să nu simtă lovitura. Și când i-am văzut fața roșie și plină de furie, am știut că Diliu urmează să-și ia pedeapsa. În sinea mea mă bucuram. Trebuia să se facă dreptate și pentru Dumitru, nu? Dar ce am văzut apoi a fost neașteptat. Ios Diliu, bă, Ios Diliu! Și în timpul ăsta, Dumitru s-a transformat în Mike Tyson și a aplicat-o direct în plină figură. Parcă totul s-a întâmplat în slow motion. Și în două secunde, Diliu era la podea inconștient, cu sânge țâșnindu-i din gură. Sincer să fiu, nu mai știu ce s-a întâmplat imediat după. Toată lumea era șocată. Fetele țipau, au apărut câțiva profesori pe acolo și l-au luat pe Diliu. Am aflat mai târziu că l-au dus la spital și au cusut buza de jos. Ăsta avea un dinte mai ascuțit și Dumitru l-a prins cu gura deschisă, i-a crestat buza pe din două. După faza asta, eu m-am mutat cu Asu în bancă și Dumitru la locul lui, în bancă cu o fată. Și cum s-a întâmplat? Că următoarea oră aveam dirigenție și diriga era cea mai calmă și blândă profesoară.
I-a explicat pe un ton calm că nu e bine ce a făcut și probabil se va scădea un punct sau două la purtare. Dar pe la jumătatea orei, intră unul valvârteș pe ușă. Unde ești, mă? Domnule, liniștiți-vă, vă rog. Tu scristosul mătii, unde ești, șumegule? Era tasul lui Diliu, ăsta mai Diliu ca el. Se uită ca un vultur prin clasă și într-un final îl vede și îl fixează cu privirea. Se duce spre el. Tu ești Dumitru Ciumegu? Eu sunt, bre, îl cunoașteți pe tata. Dumitru își pune mâinile la cap, anticipând probabil ce urmează, în timp ce Diliu bătrân îi aplică o lovitură cu capul în plină figură. Acum cum dracu a reușit, nu știu, că era pe culoarul opus lui Dumitru. A evitat capul fetei din bancă, a spart garda lui Dumitru și a aplicat o lovitură perfectă. I se lungise gâtul de zice că e girafă. În clasă liniște totală. Ței dracu de bețivi, te bași pe tine și pe tactul. Domnule, vă rog frumos, ieșiți afară, domnule! Vă omor, nenorociților! Iese tasul lui Diliu și după două minute, diriga continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dumitru n-a mai ieșit din bancă toată ziua. Nu s-a mai întâmplat nimic. A plecat și Dumitru acasă, fără să mai pățească ceva. Prin școală deja se auzeau zvonuri, cum că îi se pregătește ceva. Urmau să se strângă băieții să-i dea omorul. A doua zi, îl văd pe Dumitru și l-avertizez. Bă, vezi că se strâng ăștia, se bată. Știu, Gigi, dar n-am ce face. Du-te acasă, stai o săptămână, două, până se răcește treaba. Nu, că e mai rău pe urmă. Mi-am luat geaca asta groasă. Știa ce l-așteaptă, dar n-avea încotro. A mai trecut vreo două ore când a apărut unul să-l cheme. Nu te duce, mă, te așteaptă să sară pe tine. Cât poate să dea Gigi? Și s-a dus. Era în locul ăla cu soba, unde l-am întâlnit prima dată cu Costel și Șercan și l-am învățat să curenteze. Acolo era un fost dispensar mai ferit și l-așteptau ăștia acolo. Nu erau mulți. Frasul lui Diliu cu încă 3-4, bătrânul cu încă 4-5 și cam atât. A, și încă 30-40 de prin școală. L-a poftit frasul lui Diliu înăuntru acolo, au intrat câți au putut și au început să dea cu ce nimereau. Mai ieșeau 5-6, intrau alții și tot așa. Mă durea pe mine, frate, doar gândindu-mă la cei acolo. După vreo 20 de minute l-au lăsat. M-am dus coasul și căpățână și l-am ridicat de acolo. Era tocat pe tot corpul, l-a suspart, vreo 3-4 cucuie, noroc cu geaca aia că l-a mai protejat. După vreo săptămână a revenit și Dumitru la școală. În afară de un ochi vânăt, părea că e bine, era vesel. Diliu a revenit și el la două săptămâni. Nu se vedea nicio cicatrice, nimic. Doar că trebuia să fie atent câteva săptămâni să nu râdă sau să deschidă gura prea mult. N-au mai avut treabă unul cu altul. Acum nu știu dacă ce a făcut Dumitru s-a meritat. Bine, a scăpat de Diliu, dar și-a luat o bătaie soră cu moartea. Plus că putea fi mult mai rău. Diliu putea să o pățească mai grav și el să nu aibă geaca aia groasă pe el. De atunci nici măcar nu s-a mai salutat și Dumitru n-a mai avut probleme cu nimeni. A terminat Dumitru clasa până la urmă sau nu? A rămas ea repetent? Vă răspunde acestor întrebări într-o viitoare poveste. Până atunci, dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, dacă ațâți o albină, s-ar putea să te înțepe, chiar dacă își riscă viața. Și tasul lui Diliu e un supererou, frate. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!